pentru că nu puteam să o refuzăm pe Andra Mihail. Bine ai revenit, Andra. Bună dimineața, Andra. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Păi a e a treia zi de Paște, nu? Da. Nu putem să... Nu se pune. Nu bruscăm lucrurile, exact, am mâncat mult de Paște, trebuie să mâncăm să luăm încet bine. În jos. Asta spun. Uite, sunt în ton cu Adela, mi-am pus și eu volănașe pentru că toată lumea a mâncat de Paște acum. O să-mi iau și eu volănașe. Acum, bună dimineața, bună dimineața. Și să te salut, eu sunt curioasă, care volănașe mai mare? Asta de jos! Asta de jos e mai mare, da, mă strâng și blugi, știi, am închis bine, bine de tot. Astăzi vom face, nu vrem să aruncăm mâncarea de Paște. Nu vrem. Da, cu toate că să știm că e a treia zi de Paște astăzi și ne-am săturat să mâncăm clasicele ouă fierte și cozonacul și am zis să le reinterpretăm un pic. Și vom face o salată de ouă cu iaurt, cu un pic de maioneză, două lingurițe de muștar, mărar, ceapă verde și le vom pune așa pe niște felii de pâine și vom mai face o budincă de cozonac. Că e păcat de el să-l aruncăm. Ce interesant sună. Cum sună? Și budincă da. De cozonac. Și vom face o budincă de cozonac pe care o vom băga la cuptor și punem și niște cubulețe de ciocolată cu lapte, nu neagră. Ca să știm o treabă, adică să mâncăm ca lumea. Parcă în partea asta a studioului e aici, aici. Cu tot o altă direcție. Exact. Și ca să fim pe healthy. Ajută-ne, Doamne! Ca să fim pe healthy, folosim și fructe. Super. Nu, deci eu nu știu familii sale în care îți rămâne cozonac din care să mai faci ceva. Alea care și-au luat 6 cozonaci pentru Halloween. Exact, da. Dar nu, dar știi cum e, mai primești unul de la mătușa făcut în casă, exact. Mai primești unul de la nu știu cine și tot așa. Dar nu transform cozonacul bun. Îl lași pe la bună mănânci. Nu, pe la bună îl mănânci, dar uite, mai ai o jumătate de cozonac care știu că s-a uscat un pic. Și pe asta îl luăm și îl reinterpretăm și îl facem tot felul de... Dacă țineți voi minte, eu am venit și de Crăciun, dacă nu mă înșel, și am făcut un tiramisu cu tot așa cu acel cozonac. Atunci nu puteam să mănânc. Da, ferească-ne Dumnezeu că ai ieșit din post acum, nu? Da. Bună, te-am văzut mai devreme, Andra. M-ai văzut, nu? Ai deschis cuptorul și ai aruncat niște pătrățele de ciocolată așa, acolo, pac, la topit. Păi nu vedeți și noi? Na. Ce păi, să vedem? N-ai vrea să vedeți acum, pentru că nu vreau să deschid cuptorul. Ce ai băgat la cuptor? Ideea e că am băgat în felul următor. Cozonac mai vechi, da, l-am tăiat cu bulete și am amestecat 5 ouă cu 500 ml de lapte, 200 grame de smântână pentru frișcă, zahăr. Acum cât vreți voi de dulce. Eu am pus undeva la 130 de grame. Cam cum se pune la noi în bucătărie aici. Exact, cam un pic, așa. Am mixat bine toată compoziția și am amestecat cu acel cozonac tăiat. Și n-am făcut decât să le bag la cuptor. Într-adevăr, m-ai văzut mai devreme, am pus niște ciocolată. Și acum vreau să fac, să mă apuc de salată de ouă. Și o să avem nevoie de ouă fierte, cum spuneam, ceapă verde pe care o tocăm, mărar, iaurt grecesc, o să mai punem. Asta e ala mai dens, așa mai cremos, ala, nu? Da. Deci mie mi se pare cel mai bun. Acum, na, nu e neapărat și cel mai sănătos, probabil, din punct de vedere caloric. Măcar mănânci unul ca lumea. Două lingurițe de muștar, două lingurițe de maioneză. Și o să iasă o minunăție. Dar astea sunt ouăle umplute sau nu? Nu, sunt ouă nu, fierte, nu, le, le voi toca efectiv cu bulețe. Uite așa. Păi că nu-mi imaginez. Deci... Uite așa, le tăiem cum, nu vezi finalul. Cum ne vine. Uite, nu înțelegi finalul, nu? Salata de ouă. Am crezut că tai ouă, scoate ce înăuntru și bagă o umplutură. Dar cine are răbdare de la noi? E treaba mică. O dăm mai pe rapid, așa, acum. Și uite, le tocăm mici, mici, mici. Nu înțeleg cum de la iaurtul ăsta grecesc arată Grecia atât de bine. E de gras. Și Grecia arată... Tu ai văzut când e un... Dar de ce să mă zlinii, înțelegi? De la măsărin. Asta da, da. Când zici, mama, am întâlnit un grec. Deci, grecii sunt toți așa foarte... Sau am văzut ce filme de greșite? Nu, tu te-ai uitat la știrile de Mamma Mia. De grecoi ce știu să zic, la greci nu prea m-am uitat. Da, sunt zei. N-aș să zic. Sunt și niște zei. Bun, deci tăiem ouăle. Tăiem ouăle, după care vom toca mărarul, vom toca ceapa verde. Eu o să-i pun decât partea verde. Ceapa verde de acasă. Da. Să se vadă mai frumos. Amestecăm și cu restul ingredientelor, facem o salată. Păi și ce după faci? Pierdem partea albă din ceapă? Nu. Nu, am mai făcut odată treaba asta și ți-am zis că o să o mâncăm noi cu o șuncă mai târziu. Pe un ziar. Pe asta, un ziar. Nu? Asta mi-a scăpat, mă scuzați. Da, între timp am băgat la 180 de grade budinca de cozonac și trebuie să stea undeva la vreo 30-35 de minute până se încheagă oul și toată compoziția și o să se facă așa ca o cremă înăuntru. Da. Am văzut un pic. Ai văzut, cum se topește ciocolata aici. Doamne. Da, se vede bine. Nu putem să arătăm, că n-aș vrea să deschid cuptorul acum, dar promit că la final va fi wow. N-am voie să deschid, să arăt un pic? Hai bine. Un am voie? Vă rog eu, deci arată extraordinar. Mi-a dat voie. Spui că ne surpriză un pic, dar măcar măi, oameni buni, deci vă rog eu mult.
Nu cred. Mamă. Iată ce e aici. Vă rog eu mult de tot. Deci hai să ne mutăm pe camera asta. Cum am dat eu? Nu că mă mici repede că frige. Deci vă rog eu mult de tot. Gata, bagă, bagă. Gata, scuze. Bagă. 5 lei secunda de văzut. Așa. Cum ai dat tu mă cu picioarele? Stai bilete la intrare aici. De ce să facem șurubel când trebuie să ne mișcăm? Pe scurt, încercăm să facem cumva să evităm pierderile, da? Exact. Și cu tot ce cu resturile pentru a nu le arunca, eu le-aș fi mâncat. Deci eu dacă am mănânc, nu. Asta spun, adică dar se pot bine mânca. Totuși găsim variante și mai gustoase, alternative. Deci mai avem câte un nou din ăsta în care a intrat vopseaua, în care a trecut de coajă. Mai e pe mână vopsea? Nu mai am pe mână vopsea. Nu mai e salvat? Dar am pe buză, dacă vă întrebați ce am pe buză. Da. De când am mâncat porumbul prea fiert de la Miruna, joi, s-a făcut bășică. După aia am curățat-o așa. Iar sură, mă? Și tu nu te-ai pupat weekendul ăsta deloc? Asta e iar sură. Cum să nu? Păi a pupat să treacă. Iulia, da, nu știi când pup să treacă? Păi nu știu dacă weekendul ăsta avea voie să pupe să treacă. Nu, dar nu, inocent. A pupat așa. Da. A pupat inocent. Un pic, da. Am înțeles. Da, vă trebuie, mă. Așa. De să treacă. De așa pup și pe amicii pe mine. Să bun, deci facem aceste două minunate preparate. Da. Avem budincă de cozonac și salată de ouă. Andra, care a terminat preparatul între timp. Andra Mihail, o nebunie ai făcut aici. Din ce ne-a rămas la masa de Paște, din ce ne-a rămas de la Paște, exact. Hai să recapitulăm. Avem o salată de ouă. Vino, vino. Uite cum arată. Vino. Avem o salată de ouă cu iaurt grecesc, două lingurițe de maioneză, un pic de muștar, zeamă de lămâie, sare, piper. Practic poți să-i pui ce vrei tu. Ce adică, da, să o legi un pic, că ai un pic de smântână, că, în fine. A legat-o strâns. A legat-o strâns, da. Așa, și avem o budincă din cozonac, unde am făcut un amestec din lapte, frișcă lichidă, ouă și zahăr. Am o tăiem tăiat? Sau cum se face? O tăiem, da. Ia hai cum se face așa de fel? Cum o mănânci? Hai cu lingurița sau o tai? Eu zic să o mâncăm cu lingurița, dar stai să vedem ce a ieșit aici. Ia, da, de ce să ne formalizăm? Asta zic. Nu, că de obicei ne mâncăm cu toată fața. Așa, da. Ia să vedem. N-am nicio... Wow. Este prăpădiciune, vă zic. N-am nicio farfurie acum, dar uite, o țin așa un pic. Băi, Andra. Ia, a ieșit nu știu ce gustare, da, fix cum trebuia să iasă. Da, și am băgat totul la cuptor la 180 de grade pentru 35 de minute și a ieșit acest tort, dacă vrei să-i spui așa. Că mie mi se pare că e așa, nici nu zici că e ceva din cozonacul rămas. Unde se duce cozonacul când moare? Uite, în aici merge. Da, merge în diferite forme și în diferite... variante. Dar vrei să spun ceva? Mie mi se pare chiar o variantă mai bună decât cozonacul în sine. Da, nu? Adică mai gustos decât... Mai gustos, exact, mai gustos. I-am pus și niște ciocolată cu lapte pe deasupra, niște bucăți efectiv. Ce-ai le-am luat, le-am rupt și le-am trântit acolo. Adică nimic complicat. Din ce a rămas de la un adus de iepurașul de Paște. Exact. Păi, normal, ne rămân o groază de dulciuri și asta este, cred că, clar pentru toată lumea.